Bună, dragilor! Eu sunt Nicola, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, împreună, cu ajutorul ojelor semipermanente, vom desena o tehnică rapidă de salon, dar într-un mod abstract, o căpșunică. Da? La acest model am folosit oje din gama Cani. Imediat o să vă spun și numerele. Numărul 023, 140, 134, 003, 051. Bun. Culorile sunt puse pe paletar. Vom mixa, să avem gata mixat, puțin galben cu două cantități de alb. Da? Să obținem un galben pastel, da? Alături am pus top transparent cu un negru și vom mixa ca să obținem un negru de fum, da? Ok. Și acum trecem la treabă. Pregătim repede un tips. Imediat pregătim tipsul. Pregătiți și voi tipsul. Da? Îl dăm cu bază tips cu alb. Da? Eu asta fac acum. Pregătesc tipsul. Cu o jalbă îi dăm un strat rapid de ojă și îl lăsăm la polimerizat 60 de secunde. Deci l-am aplicat într-un singur strat, da? Și acum îl bag la polimerizat 60 de secunde. Acesta este tipsul. Eu o să încerc să vă fac un alt model pe partea opusă, da? Ca să aveți mai multe modele de inspirație, da? Și voi să realizați cum vi se pare, dintre cele două modele, mult mai simplu de realizat. Bun. Pot să fac și căpșuna noastră pe orizontal sau pe vertical, depinde cum doriți voi, puteți să realizați, nu neapărat cum am tras eu pe diagonală pata mea de culoare, da? Totul rămâne la latitudinea voastră, cum hotărâți, cum este și unghia clientei. În general, dacă tragem de pata pe lungimea unghiei, modelul nostru, unghia va fi vizual optic subțire, da? Bun. Și haideți să o facem așa, da? Desfac oja, îmi șterg pensula, că nu am nevoie de foarte mult produs. Da? Bun. Și fac o pată de culoare. Mi-apăs. Da? Apăs. Și mă ridic fetelor. Da? Ok? Și bag la polimerizat. 30 de secunde sau 5 secunde, nu contează, da? Să fixăm culoarea. Eu bag 5 secunde ca să vedeți exact pașii. Bun.
Următorul nostru pas. Acestea, să zic, în abstract, da, să reprezintă frunzele, da? Ștergem, luăm și verdele închis, da? Le-am făcut pe umed, de ce? Pe amândouă, ca să se întrepătrundă perfect, frumos, culoarea una în cealaltă, da? Uitați ce frumos s-au așezat, fiind pe umed. Ok, băgăm la polimerizat 5 secunde, da? Eu bag la polimerizat 5 secunde. Voi acasă băgați la polimerizat 60 de secunde, da? Ok. Fiind într-o stradă subțire, fetelor, să știți că oja se va polimeriza și la 30 de secunde. Bun. Și acum ce facem noi? O să trecem să facem semințele, da? Și ca să nu lucrăm foarte mult la ele, am realizat negrul meu fumuriu, da? Și cu el vom pune puncte, da? Pentru umbra semințelor, dar nu foarte mari, da? Pentru că în interiorul lor va trebui să punem punctele galbene, da? Folosim pentru umbre. Și băgăm la polimerizat 5 secunde, pentru că... De ce băgăm 5 secunde? Polimerizarea nu se termină. În momentul în care noi vom aplica culoarea galbenă, ea se va întinde foarte, foarte bine și se vor vedea semințele de căpșună foarte, foarte frumos. Da? Și... semințele nu va trebui să le facem mai mari, da? De ce? Că trebuie să ni se vadă conturul, uitați, vedeți? Mamă, mi-a scăpat una. Ok. Da. Și acum polimerizăm 60 de secunde. Vedeți ce frumos s-a întins galbenul pe culoarea polimerizată 5 secunde? Și cum se văd marginile? Acelea ne dă umbre, ca și cum este adâncă, da? Între timp, îmi pun top rubber, da? Am încercat să găsesc o variantă rapidă. De ce? Pentru că nicio clientă nu stă să-i facem noi Picasso pe unghiuțe, da? Și din acest motiv trebuie să găsim soluții rapide, da? Să facem ceva frumos și de efect ca model,
el pe unghia clientei, ca aceasta să nu se plictisească la masă și să înceapă să folosească telefonul și să nu mai aibă răbdare să ne strice și nouă zenul. De aceasta am încercat să găsesc modalități rapide de efectuare a modelelor. Bun, și acum aplicăm topul mat. Acum la modă este efectul mat. Nu multe cliente, multor cliente le place acest efect mat. Putem să-l facem și pe top lucios, dar efectul va fi altul. Bun, am băgat, am dat cu top mat și băgăm la polimerizat. Vedeți ce frumos se vede acum? Se văd acum semințele și conturul cum se vede? Superb! Mie una îmi place. Sper să vă placă și vouă și să vi se pară modelele foarte ușor de realizat. Adică mă gândesc că orice fată care până acum nu a participat la niciun curs de pictură poate să tragă aceste liniuțe simple. Da? Așteptăm să se polimerizeze 60 de secunde. Între timp eu îmi pregătesc un pad cu degresant, cu cleanser. Depinde de fiecare cum numește, degresant, cleanser, cleaner, da? Nu spirt, rețineți, nu spirt. Ok, degresăm. Bun, și cu pensula de nail art curată, aplicăm picăturile de apă pe aici, pe acolo. Acesta este modelul, acum îl bag la polimerizat 60 de secunde și gata, modelul este gata. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și în continuare o să caut să găsesc modele rapide de salon cu diverse nivele, da, cât mai ușoare de execuție. Pa!